și zou. Tu vezi frumos la căi. Hei, zou și zou. Bat în dobă până rum. Hei, zou și zou. De foială cu scânte. Hei, zou și zou. Hai pe Facebook toată lumea. Melodiele nu latră. Lângă pace la patră. Vântul bate, frunza scoară. Viața lungă este strecoară. Nunte și cu mătrie. Tot în jur e bucurie. Nu-ți parale, este foc. Bună dimineața! Hai și pe Facebook-ul DGFM, că suntem live acolo. A doilea. Adică a fost bună dimineața toată lumea. A fost, da, piesa Zdobii Bate Stare și eu acum plăcere aduc aminte cum noi cu trenulețul și noi în București am venit aici și am făcut primul contract cu A&A Records. Ia uzi. Da, și noi am lansat primul album în România, Zdubi Bate Stare. Hardcore moldovenesc. Cam așa se promova. Nu, da? Hardcore moldovenesc. Era primul album, da, dar așa luam noi contact. Formația asta e din 94, dar senzația mea e că sunteți în ADN-ul petrecerilor noastre de când existăm noi, românii. Foarte bine. Okay. Nu cred că există petrecere fără Zdubi. Aducem bucurie în lume. Ce faceți? Neața, bine ați venit. Mergem cu avion, cu trenuleț, cu căruță, dar înainte. Noi v-am prins în București pentru că ați avut cântare, da. Și curiozitatea mea este, cum se termină un concert? Urmează un pic de odihnă, relaxare sau de la adrenalina aia sunteți toți încărcați și pe euforie maximă? Da, ieri a fost o adrenalină că noi am avut o pauză, bine, o pauză naturală după un sezon, da, să spunem așa, foarte încărcat, da, vara. Am avut mai multe concerte, petreceri, călătorii, am cântat la un festival foarte frumos, Electric Castle, da, foarte bun. Și după anul nou am avut vacanțe de iarnă, pe urmă pauză. Și după o pauză bună e foarte greu de intre din nou în ritmul și ieri a fost un concert bun, frumos. Dar a fost în formă. Noi am cântat câteva piese interesante și eu am fost foarte obosit. Am stat după concert, eu cred că până la 2 noaptea, am băut un pic de vin alb și după, așa, după ora 2 noaptea, eu am spus așa, am revenit aici, am aterizat pe pământ. O să avem și noi concertul nostru în scurt timp acustic. Dar, spune-ne, Roman, ce piese nu lipsesc niciodată de la un concert al vostru? Da, există clasica, nu știu, Nunta Extremale, Zdubii Bate Stare, Trece Vremea Omului, Everybody in the Casa Mare. Noi încercam să ghicim aseară la ședința noastră, când am aflat că toate planetele s-au aliniat și sigur vă prindem în studio, încercam să ghicim care e piesa voastră de bis. Deci dacă de bis. E... Uite, noi acum străduim să cântăm și piese cu un mesaj profund. Ieri noi am cântat și Horea despre Horea, că eu iubesc foarte mult muzica veche, arhaică și urmăresc emisiunile Drumul lui Leșă. Da, ce drăguț! E un om foarte interesant. Îți place mine. Să horești? Corect. Eu urmăresc și vreau să știu cine sunt eu. Aha. Păi uite, fii atent, hai să ne întoarcem un pic la... Și noi, finisăm piesa pentru bis, Cuculețul. E piesa din repertoriul lăutarii din Clejani, da? Wow. Chiar Mârșa, Clejani, lângă București, da? Nu e o piesă de pe radiouri, cum ar veni. Da, nu e, cea e mai piesă lăutărească, să spunem așa, dar noi am făcut varianta noastră cu elemente de hardcore moldovenesc. Și lumea așteaptă. E un punct foarte tare la finala oricărui concert, da? Da, noi da. Punem
pun cu trenuleț și spunem gata, folclor și rock and roll. Dacă începem cu ea, atunci concertul s-a terminat. Am înțeles. Citeam despre voi la un moment dat un lucru, că sunteți prieteni cam din aceeași zonă și că tu, Roman, ai făcut Institutul pentru Educație Fizică și Sport. Da, și am o întrebare, dacă, să zicem, mai fi apucat-o pe calea aia cu sportul, probabil cu fotbalul, nu știu, abar n-am cu ce, cu ce alt sport, dacă ați fi făcut formație și în zona aia, dacă ați fi fost tot împreună? Uite, noi, eu acum fac un film documentar pentru noi, pentru istorie, că eu cred că despre trupa, va fi interesant. Nu avem bugetul mare, filmăm pentru oameni în stil underground, cum a fost, da, road movie, cum a fost pe parcursul, da. Deja vom avea 30 de ani și mai mult. Și noi suntem din Strășeni, adică un orășel mic lângă Chișinău. Și pentru noi, da, să fugim din Strășeni la centru, la Chișinău, acolo există formații, festivaluri, acolo sunt trupe care cântă metal. Și pentru noi, eu am finisat școala chiar în anii, în anul 90, a fost o perioadă foarte interesantă și pentru voi, pentru România. Corect. Și pentru noi, pe urmă, război în Transnistria și noi am schimbat viața, schimbam viața. Și anii 90 a fost anii plini de formații interesante. A ieșit Nirvana, Pearl Jam, Faith No More. Adică noi am făcut cunoștință cu formații din Chișinău, Cuibul, Accident. Da, a fost și la voi un contrapunct, nu? Adică ai fi putut oricând să rămâi în zona aia, și, da? Da? Și până la urmă ați ales muzica. Și eu am devenit un student din Institutul de Educație Fizică și Sport, bineînțeles. Am adus câteva prieteni sportivi. A fost un chitarist, Sergiu Cobzac. El nu cânta, nu a fost virtuos. El a fost sportiv. Încă un băiat din rugby, Dumitru, și noi strigam și cântam hip-hop metal. Și eu, în filmulețul acesta, eu o să povestesc istoria noastră interesantă și lungă. Și noi am trecut prin hardcore moldovenesc, debutul, demo din limba engleză, 4 piese, pe un festival de la Moscova foarte, foarte tare. Și noi am început pas cu pas. Pe urmă, tabăra noastră, Zdubi Bateți Tare, experimente cu etno, cu folclor, cu instrumente tradiționale. Iaca, a venit și Valerica și Victor. Cine a fost cel mai curajos pe partea asta de visare? Cine a zis, bă, noi o să cântăm cu Red Hot Chili Peppers? Atât de șmecher o să ajungem. A fost Mihai. El e muzician. Bravo, și Mihai. El e conducător nostru muzical și compune muzica, face aranjamente. Și eu am fost așa, juma sportiv, juma muzician. Dar Mihai, el, dacă el o avea bani, cumpără chitară. Am înțeles. El nu a avut nimic, nici un apartament. El, muzician, 100% a fost. Artist. Da, artist. Devotat. Și când credeți că o să fie gata filmul și o să-l lansați? Nu știu, noi nu avem, adică, un deadline. Uh-huh. Filmăm ușuriel. Am fost la școala noastră, am filmat. Adică trebuie să lucrez cu muzicanții care a fost de la început. Cineva lucrează la, nu știu, fabrica de vin, da? Uh-huh. Cineva lucrează în reclamă, nu știu. Și eu cu fiecare muzician aducem aminte, filmăm cum a fost. Eu cred că va fi o poveste foarte sinceră și interesantă pentru toți. Uite cum vă primește lumea pe Facebook. Bună dimineața, frumoșilor, cei mai tari sunteți. Aici se referă clar la voi ca formație. Bună dimineața tuturor. Vă salută toată lumea. Avem și piesă, facem petrecere, ne strângem live pe Facebook, toată lumea. Ce cântăm în dimineața asta? Noi am venit să vorbim mai mult aici. Facem o improvizație, nu știu.
Avem un, o piesă, să spunem așa, Marșul Optimist, cu care noi am început anul acesta, da? Este o piesă foarte simplă. Noi v-am difuzat cu trenulețul la greu aici la DGFM, adică, ați avut super difuzări. Da, încă nu cântăm la concerte, adică cum noi facem arta noastră. Andrei, cum facem arta noastră? Adică facem totul spontan. Ok. Cineva, da, cineva aduce, nu știu, un fragment muzical, versurile și... Ne vedem cu voi la Londra, în Bruxelles, urmează va turneu. Fi, da, va fi câteva concerte, o serie de concerte. Londra, iaca, adică 18 martie Bruxelles va fi un concert mare și 19 martie Londra, Club Ballroom. Va fi și festivalul Rock Mărțișor la Chișinău, dacă ceva veniți cu formația Cuibul. Și pe parcursul, eu cred că vom face un spectacol mare cu prietenii noștri, formația Alternosfera. Poate vara sau toamna. Hai să dăm un play acum, imnul optimist, da? Imnul pentru că optimist, avem nevoie, da, într-o dimineață de luni, zdob și zdob. La DGFM. Make love, not war, hardcore și rock and roll, folclor și rock and roll. Imnul optimist. Hai, let's go. O improvizație acustică. Moldova poposește, sufletul se-l odihnește. Oameni mulți din lumea mare, de la munte, de la mare, pe poftesc de pe tot locul, stop și zbuc, urmă și rugul. Hai, să ne fie bine și frumos, să coboare soarele mai tăi și lumina între noi să stea. Cu toptanul!